Zeci de sculptori și pictori din țară și din străinătate participă în aceste zile la un simpozion dedicat artei plastice, găzduit de orașul Arad. Este un simpozion care, spre deosebire de alte evenimente similare din alte domenii, presupune nu atât discuții, cât mai ales activitate creativă. I-am găsit pe sculptori în plină activitate într-o atmosferă de-a dreptul exuberantă. Simpozionul e un prilej excepțional pentru noi colegii ca să ne întâlnim și mai ales dacă apar și colegi din străinătate și cu asta. Prezentăm cataloade, ce facem, ne cunoaștem. E un moment prielnic de a ne cunoaște. Că pe mult, de fapt, pe mult din colegii din actualul simpozion îi cunosc. Din facultate și din... Asta. Este Arad un mediu creativ? Eu sunt aradean deloc. Eu sunt aradean, de 30 de ani în București, dar aici am făcut școala primară, liceul de artă și este într-adevăr. Sculptorii au avut parte și de o surpriză, o vizită din partea viceprimarului Bogdan Levente, prilej pentru reprezentanții artiștilor să-și facă auzit păsul. Lucrările de pictură le vor fi date prin Centrul Municipal Primăriei Aradului. Eu sper să fie fundamentul pentru noul Muzeu de Artă Contemporană de care Aradul are nevoie, mai ales că se află în preajma pregătirilor pentru Capitala Culturală Europeană. Eu cred că Primăria Aradului este suficient de deschisă și trebuie să înțeleagă că după 25 de ani de așteptare, nu s-a făcut o achiziție publică în ce privește muzeul de artă, muzeele de artă, viitorul muzeu de artă contemporană și cred că ar fi un pas odată cu Capitala Culturală Europeană să se facă acest lucru și mai ales că Aradul devine, reintră în cetate, ca să spun așa, cetatea devine civilă, deci va fi un pol cultural imens. Ne bucurăm de acest potențial cultural și faptul că și astăzi suntem într-un cadru în care vedem creația în desfășurare. Ne bucurăm că Aradul poate să fie gazda acestui eveniment al simpozionului de creație, sculptură, respectiv pictură, că prin acestea atragem atenția tuturor asupra Aradului și, bineînțeles, trebuie să conștientizăm și în rândul populației, cetățenilor, că avem acest potențial pe care putem să ne bazăm. În acest timp, pictorii sunt cantonați la sala Clio, o atmosferă la fel de distinsă, deși ceva mai liniștită. Inspirația artistică însă și aici curge valuri. Tema, Aradul văzut prin ochii artiștilor, nu i-a pus pe aceștia în încurcătură, ba dimpotrivă, mai ales că schimbul de idei dintre artiști contribuie și la conturarea unor acte artistice de calitate. Aici ești cumva pe teren, te lupți cu tine însuți, te lupți cu ceea ce simți în tine pe un teren străin. Ești ca la vânătoare, nu știi niciodată ce se află după pădure, după un copac, după un deal, nu știi ce se află în spațiul urban, că și până și spațiul urban poate fi considerat o junglă, nu știi ce se întâmplă după un colț, după un spațiu al asfaltului, după o clădire. Acum eu oarecum am încercat să mă concentrez sau să observ lucrurile care nu sunt la nivelul privirii omului, respectiv am încercat să fac fotografii sus la cornișa clădirilor, să caut stucaturi, să caut statui, să caut detalii ale acestora, detalii ale arhitecturii urbane arădene. Păi numai drumul de la galerie la hotel e plin de motive de inspirație. Deci am găsit de la atmosferă și culoare până la elemente arhitecturale o groază de motive, de teme, să zic așa, sau motive de inspirație. V-a rămas vreun lucru în minte, în memorie, în suflet, din ce ați văzut zilele astea, care v-a impresionat și care puteți să le exemplificați acum? Da, chipuri de oameni. Chipuri de oameni, dar și părți ale Aradului mai vechi, să zic așa. Ce vă sugerează chipurile arădenilor? Am văzut chipuri zâmbitoare și asta mă bucură. Lucrările realizate în cadrul simpozionului vor putea fi admirate de către arădeni în cadrul a două expoziții, una dedicată picturei și una sculpturii. Simpozionul este organizat de Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Arad, Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.